Sfântul Mare Mucenic Dimitri s-a născut în Tesalonic. Cum era numit la timpul ăla, în timpul vechi, mai țeau Solun, tot de la Tesalonic spre scurtat. Și părinții lui erau din neam bun. Deci tatăl lui era voievodul Tesalonicului. Oameni înstăriți, dar oameni, în primul rând, cu frică de Dumnezeu, creștini, dar din cauza prigoanii la timpul cealaltă, că era în primele veacuri, când era prigoana până la împăratul Constantin cel Mare, când erau prigoniți creștinii de toți împărații vremii de atunci, își ascundea credința și el și soția lui. În taină aveau o cameră ascunsă acolo, unde aveau o icoană cu Mântuitorul, una cu Maica Domnului, împodobite frumos, și acolo își făceau rugăciunile în taină. Și dar o durere a lor așa era că nu aveau copii. Și atunci s-a rugat mult, s-a rugat la Maica Domnului, la Dumnezeu, să le dea și lor un copil. Și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile, văzând evlavia și credința lor. Și le-a dat un copil, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. L-a crescut așa cum trebuie, frumos, până un pic mai mărișor, să spunem așa, ca să poată înțelege, și atunci l-a luat și pe el, l-a dus în camera aceea și i-a spus: uite care e adevăratul nostru Dumnezeu, uite care e viața noastră, uite adevărata viața noastră, nu ceea care o trăim. Și Sfântul Dimitrie, fiind foarte înțelept, așa, crescut din mic cum trebuie, a înțeles toate și a primit cu mult drag credința creștină și a fost botezat și el. Ei, trecând timpul, crescând Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, făcându-se și la vârsta, așa cum era în putere, cum se spune, a venit timpul și taică-su și maică s-au plecat la Domnul. Și atunci împăratul, știind că au un fiu foarte viteaz și în războaie și în toate așa, adică era și priceput, dar și înțelept, l-a chemat la el. Și i-a spus, era pe timpul Maximilian atunci, și i-a spus, zice, uite, zice, a plecat tatăl tău din lumea asta, dar zice, am aflat de tine că ești viteaz, că ești înțelept sau așa, și vreau să iei în continuare conducerea Tesalonicului, să fii voievod a Tesalonicului. Și i-a dat împuternicire tot în, să conduc el Tesalonicul și i-a spus, du-te acolo și vezi să cauți să ucizi pe toți creștinii. Și a plecat Sfântul Mare Mucenic Dimitrie la Tesalonic. Dar nu a făcut ceea ce a spus împăratul. Chiar a început pe față să propovădească credința creștină, să întoarcă pe oameni la credință. Era ca un alt apostol pentru tesaloniceni. Și bineînțeles că, trecând timpul, s-au auzit și la împărat. Măi, uite, cel care l-ai trimis să prigonească pe creștini, îi întoarce pe păgâni la Hristos. Zice, ce face el în Tesalonic? Și împăratul zice, las că o să mă încredințez eu, o să merg eu personal. Și trecând un timp, s-o întorcea de la un război, care l-a avusese el cu barbare prin Ivaș și era biruitor și venea din cetate în cetate și făcea praznice să mulțumească zeilor, cum spunea el. Și-o afla Sfântul Dimitrie că vine și la Tesalonic. Știa deja că împăratul știe de situația lui și avea un slujitor credincios care tot creștin pe nume Lupu. Și l-a chemat și a încredințat toată averea și i-a spus, uite, te duci și o împarți toate la săraci. Că zice, eu mă pregătesc că vine împăratul. Și el s-a închis frumos în camera lui acolo, s-a pus pe rugăciune, pe post, să întărească duhovnicește, cum se spune. Iar slujitorul lui Lupu a început să împarte toată averea, pe la sărați, pe unii, peste tot, ca să, că împărații înainte, dacă pe cineva îl luau și îl ucideau, cum se zice, că e creștin, îi luau și averea. Și atunci, în felul ăsta, a încredințat averea în locul cel mai sigur, în mâinile săracilor. Și bineînțeles, a venit împăratul, l-a chemat pe Sfântul Dimitrie și i-a spus, e adevărat ce s-aude de tine, că uite ce se spune. Și atunci el a spus, da, împărat, e adevărat, sunt creștin și îl mărturisesc pe Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Și spun și ție să nu te mai închin la bolovanii ăștia. A, și s-a supărat împăratul și zice, luați-l, luați-i brâul, dregătoria asta, cum era el de voievod,
și băgați-l în închisoare. Avea aproape de palatul lui, de disubt, așa un fel de, ca de baie, cumva, o închisoare acolo. Și l-a închis acolo pe Sfântul Dimitrie. Că el acum vrea să-l îndelednicească de jocuri. Prin toate cetățile, prin mergea, avea un fel de jocuri, un fel de eptalon, zicea ceva, un fel de șapte lupte care treceau prin toate astea și biruia. Era, cum se zice, primea de la împărat diferite daruri. Și împăratul avea cu el totdeauna un slujitor care îl luase el de pe nu știu ce în țări barbare, care avea vreo 2 metri jumate și era voinic, puternic, și nimeni nu putea să stea împotriva lui. Și ce făcea? Îi făcea un pod așa înalt la înălțime și în jurul lui sulițe, ascuțite în sus. Și pe podul ceala îl punea să lupte. Și acela fiind puternic, toți care se lupta, i-a apucat și arunca în sulițe. Și așa se bucura împăratul, dacă el era iubitor de sânge, de asta, așa. Și bineînțeles că care erau prins creștini, erau aduși acolo și siliți să lupte cu lie. Și toți aruncați în sulițele cealea. Și era un tânăr la timpul cealaltă, pe nume Nestor. Avea doar 20 de ani. Tânăr, frumos, așa, luminos, din cauza că dacă trăia în rugăciuni, în post, și când a văzut el ce face Ilie, s-a aprins așa cu râvnă și cunoscându-o pe Sfântul Dimitrie, s-a dus la el în închisoare și a zis: Sfinte, te rog, binecuvintează-mă, roagă-te pentru mine să mă duc să mă lup cu Ilie. Că zice, omoară o grămadă de creștini și nu mai pot răbda lucrul ăsta. Și atunci Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat. Du-te, zice, pe Ilie vei birui și pe Hristos vei mărturisi. Și bineînțeles, s-a dus Nestor acolo și a strigat că și eu vreau să mă lup cu lui. Când l-a văzut împăratul, că era jumătate cât cealalt, și ia vină încoace, măi, tineri, da? Dacă ești amărât, ești sărac, hai că te îmbogățesc, nu te duci să te omoare ăsta, mi-e milă de tine, mai degrabă vii și te bag în armata mea aici, să... așa. Zice, nu împărate, zice, eu vreau să mă lup cu lui, sărac nu sunt, amărât nu sunt. Și atunci, zice, sunt creștin. Și când a auzit împăratul, atunci, du-te să te omoare și pe tine. Și s-a dus acolo Nestor și când s-a dus, a făcut o cruce mare și a spus: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi. Și când s-a dus la Lii, cât era ala din mare, l-a apucat așa în brațe, cum se spune, și l-a aruncat în sulițe din prima, fără prea multe lupte. Fai, ce s-a întristat împăratul, că era cel nebiruit de toți, cum zice Lia lui, care ținea el și se mândrea peste tot. Și bineînțeles, o porunci repede să-l apuce pe Nestor și a spus: cu ce vrej ai făcut asta? Că pe Lii nu putea nimeni să-l biruiască. Ci că nu cu vrej, cu puterea lui Hristos. Și atunci împăratul, mai urlând, luați-o și tăiați-i capul și lui Nestor. Și după aceea a aflat împăratul că cumva Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat pentru asta. Și a spus că duceți-vă la închisoare și omoriți-l. Dar între timp, la Sfântul Dimitrie în închisoare, i s-a arătat și Hristos, l-a îmbărbătat, s-a arătat și un înger și a spus: nu-ți fie frică. Deci că te vei încununa și îl vei birui pe împărat. Și când au venit soldații la el, la porunca împăratului, să-l omoare cu sulițele. Și atunci el, când a văzut, a ridicat mâinile în sus. Și cum a venit, l-a însulițat prima dată, zice, tot în coastă, ca pe Mântuitorul. Și l-a omorât acolo și a dat sufletul mâinile lui Hristos.